Solicitarea făcută de liderii FNM în vederea obținerii autorizației de pichetare a ajuns pe masa administrației publice încă de săptămâna trecută. Primarul Florin Cârciumaru susține că personal nu are nimic împotriva demersului făcut de sindicaliști și că angajații din Minerit și Energie pot ieși în stradă. Comisia este îndreptățită să citească, să analizeze și să hotărască. Eu nu văd de ce nu ar primi aprobare pentru pichetare, pentru meeting, dacă nu mă înșel, după ora 17. Prin pichetările care vor începe la jumătatea acestei săptămâni, sindicaliștii din Federația Națională Mine Energie protestează față de propunerea administrației de reducere a primelor și sporurilor, dar și împotriva managementului defectuos asigurat de Laurențiu Ciurel. Marți, Comisia de Analiză din cadrul Primăriei Târgu Jiu va lua în discuție cererea de autorizare a protestului din centrul orașului.